Partidul Social Democrat va susține acest proiect, pentru că știm cu toții că avem nevoie de infrastructură în sănătate, dar vă mai spun că Oltenia, Craiova, are mare nevoie de acest spital și ne bucurăm că am ajuns în acest punct. Exact cum spunea colegul meu, s-au întârziat deja câteva săptămâni. Ideea este că e foarte bine că este și acum, ce pot să vă asigur că autoritățile locale, Primăria Craiova, Consiliul Județean Dolj, încă de când s-a pus în discuție ca la Craiova să se facă un spital regional, au făcut toate demersurile necesare ca acest proiect să se implementeze. Așadar, Oltenia, Craiova are nevoie de acest spital. Vreau să menționez că spitalul va avea un număr de spitalul regional ce se va construi un număr de 807 paturi și că va prelua deja din paturile existente la Spitalul Județean Dolj, pentru că acolo nu se mai poate face față, pentru că vin pacienți din toată Oltenia, Gorj, Mehedinți, Vâlcea și așteptăm cu mare interes. Noi, craiovenii, doljenii, dar și întreaga Oltenie, așteptăm cu mare interes acest spital.